Dragi prieteni, v-am obișnuit să aduce la cunoștința mea să diferite locații turistice interesante. De această dată suntem la Chișinău, în județul Bihor, și locația noastră este Muzeul de Etnografie Flutul. Haideți să descoperim împreună această locație. Muzeul etnografic Aurel Flutur este situat în satul Chișcău, comuna Pietroasa, Chișcău numărul 86. El a fost întemeiat în propria ogradă de către Aurel Flutur, un om pasionat de tot ceea ce înseamnă etnografie, artă populară și tradiție românească. Dragii mei, iată o incursiune în tot ceea ce înseamnă tradiție românească și am marea bucurie să aduc în fața noastră pe cineva care ne poate spune câteva cuvinte despre tot ceea ce înseamnă muncă de colecționare a tradiției românești. Să rămână, în primul rând vă mulțumim că ne-ați primit acasă la dumneavoastră, doamna Lucreția. Cu tot dragul că fie iertat bărbatul meu, astăzi împlinește un an de când a decedat și noi am fost învățați cu oamenii. Bărbatul meu a fost un om vorbăreț și eu la fel, ne place deci să stăm de vorbă cu oamenii și stăm de vorbă și cu obiectele totodată, că le iubim și le îndrăgim că ne-am născut și crescut cu ele. Așadar, să le spunem celor de acasă, acest muzeu de etnografie este un muzeu construit, așezat de către soțul și de către dumneavoastră. Da. El nu este exponentul unei organizații sau de ceva particular, să spunem, de către cei doi oameni, da? Da. V-a fost greu să adunați atâtea obiecte? Să știți că nu ne-a fost chiar așa de greu, că am fost acasă la țară și eram salariați amândoi și aveam lapte, ouă, brânză, nu cumpăram și bănuțul putem pune în obiecte. Dar acum e mai greu de când a murit bărbatul meu, că nu, oricum e numai o pensie mea și mai greu mă descurc. Dar sper că dacă vine copilul din Spania care se ocupă de Muzeul Horică, să ne descurcăm mai bine, să putem să cumpărăm, să întreținem mai bine, să mai schimbăm și noi aici, să facem ceva cât mai frumos și cât mai lucruri țărănești ale noastre care le iubim. Așadar, dumneavoastră le colecționați, dumneavoastră le așezați, dumneavoastră le întrețineți, nu? Da. Sunteți și muzeograf, sunteți și cel care colecționează doar pentru ca turistul în momentul în care poposește aici să aibă întâlnire cu tot ceea ce este mai frumos și mai românesc, tradiția. Da. Vă mulțumesc frumos și vă mai aștept în casa mea cu tot drag. De la intrarea în muzeu veți fi întâmpinați de o plăcuță pe care scrie "Nu vă uitați trecutul", care vă va introduce în starea sufletească necesară vizitării acestuia. Curte, veți admira unelte pentru realizarea obiectelor de ceramică, obiecte de iluminat, dar și costume populare. Muzeul etnografic Aurel Flutur este deschis oricui vrea să-l viziteze. Nu se cere nicio taxă de vizitare, accesul fiind liber. Anual, mii de turiști, atât români cât și străini, trec pragul acestui deosebit de frumos muzeu, care este unic. Și vă invităm și pe dumneavoastră să-i călcați pragul.